Deci, hai să vedem cum noi stăm în tango. Deci este un dans liber, nu este poziție fixă, ca în dansul standard, cum am învățat puțin mai devreme, vals. Este un dans liber, dar este plin de tensiune, la emoții atunci. Când suntem în pereche, trebuie să fie tensiunea între parteneri. Partenerul ține fata cu toată atenția, da? Deci, pașii, cum ar fi să fie pașii noștri frumușei? Sunt foarte ușori. Noi am făcut până acum foarte multe sisteme de pași aparte și acum o să vedeți ce varietăți poate fi din acești pași când ne facem împreună cu domnișoara. Și putem face pas în față, putem face pas în spate, putem face pas cu deplasare mai departe, putem face deplasare laterală. Această poziție putem să o arătăm ca poziție aparte, ca accent, se întâmplă și unul. Putem face pași dublu, se întâmplă șase, cum am învățat data trecută. Foarte bine. Acest paș poate fi răsucit și fixat în o altă poziție, kick, cum am învățat data trecută. Acești pași pot să fie și îndepliniți în paralel, în cruce, în față, în spate, cum am învățat iarăși ziua de ieri. Aici fata poate face un careva accent aparte, un kick iară cu piciorul. Noi putem face careva pași. Băiatul fiind static, fata face, îndeplinește singură. 2. Acest paș îndeplinit de fată poate fi îndeplinit puțin mai larg prin rond. Uitați-vă, arătând piciorul mai larg. Exact. Noi putem face careva sisteme de pași fiind cu fața la fată sau fiind cu fața într aceeași direcție. Și atunci picioarele sunt în sincron același picior. Băiatul poate face kick în orice moment, dacă este nevoie. Fata poate trece greutatea pe piciorul băiatului. Poate trece chiar toată greutatea pe piciorul băiatului. Nu e ridicat. Poate fi rotiri față unul de altul, aparte. Deci băiatul doar se rotește, apoi doar fata se rotește. Iarăși cu stopuri de împletit picior la fiecare moment. Exact. Ne-am dus mai departe. Iar și revenim la pas care am făcut în prima zi, încă pas șase, 1, 2, 3, băiatul face rond cu piciorul larg, băiatul stând pe loc, fata poate face rotiri în jurul lui. Iarăși stop de fiecare dată putem face, când ne este comod să o facem, exact. Putem face o careva rotire și dacă data trecută eram cu aceeași picioare, sincron, acum putem face picioarele oglinzite prin rond, putem face rotire, iarăși lateral face. Un stop foarte interesant poate fi ciocănașe. Stop, ciocănașe. Ne-am dus lateral. Un pas foarte interesant poate fi făcut cu împletire de genunchi doar. 3. Același lucru poate fi făcut și cu alt picior. 3. 4. Și sigur, poziții de stop. Și într-o direcție. Și întindem numărul lateral așa jos, spre picior cu corpul, da? Același lucru poate fi și răsucit în altă direcție. Op! Și iarăși stop frumos.